Putem începe? Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră la evenimentul de lansare oficială a sistemului informațional E-Permis. Un sistem informațional care se înscrie perfect în prioritățile Ministerul Afacerilor Interne și în mijlocita Poliției de Frontieră de digitalizarea serviciilor care noi le oferim cetățenilor. A fost o acțiune care a fost specificată în programul de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2022-2025 și o acțiune care a fost finanțată din bugetul de stat. Prin acest proiect noi ne-am propus să ajustăm și să aliniem procedurile noastre de activitate la bunile practici ale Uniunii Europene în domeniu, care sunt bazate pe tehnologii moderne, pe simplificarea procedurilor de obținere a permiselor de aflare în zona de frontieră, interoperabilitate diferitor sisteme informaționale, ceea ce asigură un acces mai ușor la informații pentru cetățeni, astfel oferind cetățenilor servicii mai calitative. Doar câteva date statistici. Pe parcursul anului 2022, Poliția de Frontieră, colegii mei din prima linie, din direcții regionale și aici, din aparatul central, au perfectat și eliberat peste circa 28 de acte permisive, din care 24.000 sunt permise de acces în zona de frontieră, permise pentru ambarcațiuni 482, avize pentru vânătoare peste 3.000, autorizații de activitate în zona de frontieră 229 și permise pentru activitate în punctele de trecere 37. Despre acest sistem informațional, care sunt avantajele lui, cum se poate de accesat acest serviciu pentru cetățeni, eu voi oferi cuvânt colegului meu, domnului Anatol Buzev, șef direcție regim a Inspectoratului General al Poliției de Frontier. Te rog, Anatol. Mulțumesc, domnul șef. Stimați cetățeni, în continuare vom prezenta caracteristicile sistemului informațional E-Permis, care este compus din 6 compartimente. Ne permite nouă să accesarea lui este efectuată de pe pagina oficială a Poliției de Frontieră, Border GovMD, la rubrica E-Permis. Și cum am spus, ne permite accesarea și perfectarea 6 tipuri de autorizații. Mă refer la cererile de permis în zona de frontieră pentru cetățenii Republicii Moldova, cererile de permis pentru cetățeni străini, avizele pentru desfășurarea vânătorii în zona de frontieră, cererile pentru permisele de acces pentru mijloacele plutitoare, accesul în punctele de trecere și, desigur, pentru agenții economici, perfectarea autorizațiilor și permiselor de activitate în punctele de trecere. Referindu-ne la primul compartiment, cererile de acces pentru zona de frontieră pentru cetățenii Republicii Moldova, la accesare vom vizualiza un formular care urmează să-l completăm cu date personale. Mă refer aici la IDNP. În cazul când persoana este reprezentată de un mandatar, urmează să completăm datele despre persoana care este împuternicită. De asemenea, în continuare, indicăm domiciliul sau reședința persoanei. Pentru ce tipuri de activitate solicită acces, perioada de la până la și în ce locații, în ce zone, la frontieră de stat, persoana urmează să aibă acces. De asemenea, este obligatoriu ca să bifăm declarația de proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, de asemenea, acceptul de perfectare a datelor cu caracter personal,
că a luat cunoștință cu legislația cu privire la frontiera de stat și în cazul când activitatea pe care dorește să o desfășoare necesită careva acte suplimentare, bifează la cerere și încarcă actul care confirmă desfășurarea activităților. De asemenea, obligatoriu indicăm datele de contact și e-mail-ul și, de asemenea, dacă persoana deține un mijloc plutitor, în posesie urmează să completăm datele referitor la numărul de înregistrare, numărul corpului, ce tip de model de embarcațiune și anexăm certificatul reviziei tehnice și certificatul navigatorului. Ulterior, accesăm butonul Expediază. La accesarea butonului Expediază, noastră sau cetățeanul va primi pe adresa de e-mail indicată o notificare. La obligatoriu urmează ca să accesați notificarea și să confirmați că cererea este depusă de către noastră. A doilea compartiment, ce se referă la cetățenii străini. De asemenea, vizualizăm formularul, completarea datelor care solicită, doar că urmează să anexăm copia la documentul de călătorie și ulterior la primirea notificării pe adresa de e-mail va fi indicat ca cetățeanul străin să se prezinte una din subdiviziunile regionale a Poliției de Frontieră pentru a confirma documentul de călătorie că este valabil. Ulterior va fi permis accesul în zona de frontieră. La compartimentul numărul 3, aviz pentru desfășurarea vânătorii în baza permisului de aflare la frontieră. Obligatoriu pentru a desfășura activitățile de vânătoare, dumneavoastră deja trebuie să aveți perfectat un permis de acces la frontieră, respectiv indicăm numărul permisului și ulterior formularul urmează să-l completați referitor la locațiile unde doriți să desfășurați vânătoarea, specia pentru care doriți, data, conform fișei de recoltare, eliberată de cine, în ce dată, de asemenea o încărcăm, deținătorul permisului de vânătoare, indicăm numărul, încărcăm de asemenea copia și permisul de portarmă, cu indicarea modelului, armei, calibru și încărcăm copia sau fișierul. Dacă persoana utilizează sau are, dorește să aibă acces la frontieră cu un mijloc de transport, indicăm numărul de matriculare a mijlocului de transport. Deci, de asemenea, urmează să indicăm declarația de proprie răspundere privind respectarea regulilor de acces la frontiera de stat și desfășurare a vânătorii. În final, indicăm numărul de telefon la care persoana poate fi contactată și accesăm butonul expediere. Următorul compartiment se referă la mijloacele de plutitoare, la embarcațiuni. De asemenea, pentru a avea acces la frontieră cu o embarcațiune, indicăm numărul permisului de aflare în zona de frontieră. Ulterior, completăm fișierul cu datele solicitate. Se referă la locația unde doriți noastră să aveți acces, în ce perioadă, cu ce scop va fi utilizată embarcațiunea și deja datele despre embarcațiune, numărul de înregistrare, numărul corpului, modelul, să anexăm fișierele reviziei, certificatului de revizie tehnică și certificatul navigatorului. Indicăm numărul de telefon și accesăm butonul expediere. Următorul compartiment se referă la accesul persoanelor în punctele de trecere. Mă refer aici, aș dori să concretizez accesul cu alt scop decât traversarea frontierei de stat. Indicăm IDNP-ul persoanei, în ce punct de trecere dorim să avem acces, pentru ce dată, în ce interval de timp și cu ce scop noastră vreți să accesați în punctul, să accesați sau să intrați în punctul de trecere. De asemenea, bifăm acordul noastră cu referitor la procesarea datelor cu caracter personal, numărul telefon la care puteți fi disponibil și respectarea regulilor
regimului punctului de trecere. Și, de asemenea, dacă persoana deține o armă legală și prin prisma atribuțiilor de serviciu dorește să obțină acces pe teritoriul punctului, și urmează să indice numărul legitimației de portarmă. Ulterior, accesăm butonul expediere pentru a primi accept. Și ultimul compartiment se referă la persoanele juridice. În cazul dat, urmează a fi perfectată autorizația de activitate și permisul de activitate în punctul de trecere. Accesul se efectuează prin platforma Impass, unde agentul economic de asemenea completează fișierul cu datele care îi se solicită și expediază în adresa Poliției de Frontieră. Toate documentele anterior discutate vor fi perfectate în regim online și, de asemenea, toate autorizațiile și permisiile vor fi semnate online și remise persoanei solicitante, agentului economic. Vă mulțumesc! Și pe final, stimați cetățeni, costul total a sistemului informațional este de circa 600 de mii de lei, bani care au fost alocați din bugetul de stat, și aici vrem să mulțumim și colegilor de la Ministerul de Interne și Guvernul Republicii Moldova, pentru că au dat curs inițiativei de digitalizare acestor serviciu. S-a lucrat foarte mult cu colegii noștri de alte instituții din sistemul afacerilor interne și la nivel național, astfel asigurându-se interoperabilitatea diferitor registre de stat, cum ar fi Registrul de Stat a Populației, Registrul privire la arme, gestionat de către colegii noștri din Inspectoratul General al Poliției, și AGEU, alte structuri care sunt cu competențe în acest domeniu. Noi vom continua să lucrăm pe implementarea documentelor de politici în domeniul digitalizării aprobate de către Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, noi avem în gestiune 9 acțiuni care privesc mai multe activități, cum ar fi activități cu privire la digitalizarea proceselor în punctele de trecere a frontierei de stat, unul din ele fiind implementarea sistemului de e-gate. Lucrăm intensiv la acest compartiment cu colegii noștri din Uniunea Europeană, astfel ca să fie sistemul compatibil cu sistemul automatizat a Uniunii Europene de intrare în spațiul Schengen și Uniunea Europeană, inclusiv alte acțiuni, cum ar fi, noi avem foarte multe solicitări de informații cu privire la traversările frontierei de stat. Este tot o acțiune pe care noi ne propunem să o digitalizăm, cetățenii să aibă această posibilitate să acceseze datele despre el personal prin sistemele informaționale, astfel ca toate serviciile pe care sunt acordate, de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, ca și parte componentă a Ministerului Afacerilor Interne, să fie digitalizate la maxim, iar procedurile birocratice și termenii extinși sau mari de examinare a acestor solicitări să fie minimizate la minim. Vom lucra în continuare împreună cu colegii noștri din sistemul afacerilor interne în interesul cetățenilor. Dacă sunt întrebări, eu și colegii mei suntem gata să vă răspundem. Vreau să știu de ce a fost nevoie de crearea unui astfel de mecanism de eliberare a permisiei. Așa cum spuneam, noi ne aliniem la procedurile și cele mai bune practici aplicabile la nivelul Uniunii Europene, asta e unul la mână, dar relevanța sau importanța acestui sistem este cetățeanul. Nu mai trebuie să vină la sectorul Poliției de Frontieră, să stea în rând, să aplice pe format de hârtie, să facă copii, xerocopii la toate actele, să aștepte
cel puțin 10 zile pentru perfectarea acestor permise de aflare în zona de frontieră. Aceste autorizații pentru activitate economică în zona de frontieră, pentru că pachetul e destul de voluminos atunci când agentul economic trebuie să-l prezinte, totul este în regim online. În cel mai scurt timp, cererea se examinează și se eliberează acest permis electronic care este posibil de vizualizat de către, sau menținut sau susținut de către cetățeni. În afară de aceasta, noi lucrăm și am găsit și soluția tehnică, astfel ca și polițistul de frontieră, la momentul identificării persoanei sau permisului de acces în zona de frontieră, să aibă dispozitive speciale pentru a verifica valabilitatea lor și autenticitatea acestor permise electronice. Noi ne-am asigurat ca să fie păstrată și confidențialitatea datelor, dar și protecția datelor cu caracter personal, toate procedurile, de fapt, din punct de vedere tehnic, fiind coordonate de către, așa cum spuneam, de autoritățile competente la nivel național. Și pe final vreau să spun, sunt circa 30.000 de solicitări. Colegii noștri fizic prelucrau aceste cereri. Eu când intram câteodată la ei în birou, nu că mă speriam, dar eram mirat de cât volum de informații au pe masa de lucru, iar prin asta se diminuează, iar colegii o să fie concentrați pe alte activități care sunt în gestionarea, în special acestei direcții responsabile pentru toate cele trei regimuri, regimul frontierei de stat, regimul zonei de frontieră și regimul în puncte de trecere, astfel ca să ne orientăm pe acordarea serviciilor cetățenilor și pe alte dimensiuni. Vreau să știm dacă vor fi gratuite sau plată aceste servicii. Serviciul este gratuit. Toate cererile, absolut, nu se percepe nicio taxă în acest sens. Tot erau gratuite, dar ne luau foarte mult timp pentru a gestiona registre pe hârtie în format Excel. Iată, noi am eliminat la maxim. Sistemul este, pentru că chiar l-am analizat împreună cu colegii foarte mult, permite inclusiv formarea anumitor rapoarte statistice, analize, care ne va permite folosirea inclusiv și în interes de serviciu pentru diminuarea, de ce nu, anumitor riscuri la frontiera de stat. Dar până acum, cel mai mare termen de eliberare a unui act, care era și la ce act era cel mai nevoios? 10 zile pentru permisele de acces în zona de frontieră și respectiv 5 zile pentru autorizațiile de activitate în punct de trecere. Acum, depunerea, dacă ia cetățeanului câteva minute, automat, într aceeași zi sau a doua zi, deja poate să obțină permisul semnat electronic pe adresa electronică. Da, te rog. Vreau să menționez faptul că digitalizarea procesului de eliberare a actelor permisive pentru poliția de frontieră este sporirea calității serviciilor publice atât cetățeanului, dar este și o sporirea capacității de gestionare a forțelor și mijloacelor în zona de competență, deoarece șeful sectorului poliției de frontieră la planificarea supraveghere și controlul frontierei de stat, în fața are un tablou situațional și cunoaște care este situația în teren. Și adică cunoaște câte persoane, cine sunt aceste persoane care au obținut acest permis de aflare în zona de frontieră. Este foarte important pentru noi, fiindcă gestionarea forțelor și mijloacelor o să fie atât de efectivă încât să nu irosim acele forțe ca la identificarea în teren a unor persoane să ne ducem să vedem cine este persoana, să o identificăm. Prin aplicarea acestor sisteme putem identifica din oficiu cine se află în zona de frontieră. Da, și aici încă o remarcă vreau să spun în continuarea spuselor de colega mea, Atena Salcuțan. De fapt, acest sistem, el se înscrie perfect în tot ceea ce facem noi pentru implementarea
la nivel național a sistemului european Eurosur, supravegherea frontierei. Și aceste informații, după cum spunea și Diana, ele se vor înscrie perfect în produsul digital care va fi gestionat de Centrul Național de Coordonare în domeniul securității frontierei de stat. Iarăși o acțiune care este în planul menționat de mine, aprobat de către Ministerul de Interne, iar implementarea acestor principii Eurosur constituie pentru noi prioritate și, după cum spuneam, le vom implementa inclusiv în contextul îndeplinirii anumitor criterii de aderare la spațiul Uniunii Europene de către Republica Moldova. Foarte important este de menționat faptul că de la începutul anului 2023 până în prezent deja avem pe rol și spre examinare, dar și deja eliberate în jur de 3.000 de permise de acces în zona de frontieră. În acest sens, suntem noi cetățenii care au obținut acest permis pe hârtie deja să nu încerce din nou să îl obțină în format online, fiindcă o să dubleze foarte mult lucru colegilor mei. Doar atât faptul cu colegii mei pentru cetățenii care au obținut aceste acte permisive, singur manual vom introduce în sistem toate datele, astfel încât la sfârșitul de an să avem o statistică clară și pentru noi. Și ceea ce este foarte important, noi, la nivelul sectoarelor Poliției de Frontieră, la nivelul direcțiilor regionale, am dispus ca conducătorii acestor subdiviziuni să asiste cetățenii în cazul în care nu au posibilitatea sau e greu să acceseze acest serviciu, să-i ajute pentru perfectarea permisului electronic, ca și în cazul, dacă vă aduceți aminte, atunci când era vorba despre folosirea serviciilor bibliotecarilor sau asistenților sociale, în cazul când trebuia să primească acea asistență de la guvern pentru achitarea serviciilor comunale. Iată, în acest caz, tot colegii noștri au primit toate instrucțiunile necesare să asiste cetățenii pentru perfectarea acestor permise. Și încă un moment care uneori ne scapă. Acum cetățenii, de fapt, au posibilitatea să obțină permis pentru aflarea în zona de frontieră, cum la frontieră cu Ucraina, atât și la frontieră cu România. Spre exemplu, pescarii sau turiștii urma până la acest sistem să meargă la sectoarele de la frontieră în modul română să perfecteze permis, după care să meargă și la sectoarele la frontieră cu Ucraina. Acum această obligativitate este scoasă prin accesarea serviciului e-permis. Poți primi la solicitare permis pentru frontieră atât cu Ucraina, atât și cu Republica, cu România. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim și fiți pe fir, noi în continuare vom veni cu mai multe soluții tehnice digitale pentru cetățenii noștri. Vă mulțumim!